Noul val de infecții cu Omicron a provocat cozi interminabile la centrele de testare din Atena. Ministerul Sănătății din Grecia a declarat peste 21.000 de noi infecții confirmate în ultimele 24 de ore. Comitetul Elen pentru expertiză medicală s-a întâlnit de urgență pentru a impune restricții mai aspre. Προφανώς για να ελέγχω την κατάσταση και εγώ του εαυτού μου. Δηλαδή κάνουμε rapid test για να ξέρουμε σε τι φάση είμαστε. Αν νοσούμε, αν είμαστε μολυσμένοι, αν μεταδίδουμε. Για τα χθεσινά τα νούμερα τα οποία ήταν μεγάλα. Din 3 ianuarie, Grecia va impune purtarea obligatorie a măștii, închiderea la miezul nopții a tuturor locurilor dedicate divertismentului, dar și accesul până la 50% în teatre și cinematografe.